Bună ziua, bine v-am regăsit! Iată-ne la o nouă ediție a emisiunii Autentic, pe aceeași temă pe care o știți deja, suntem, dacă nu mă înșel, la a treia emisiune. În general, criza existențială a ființei umane în jurul vârstei de 40 de ani și oricum și alte momente ale vieții în care omul trece prin criza existențială. Adolescentul, să știți că se panichează pentru că urmează să facă 18 ani și să trebuiască să meargă mai departe în viață. Părinții tot repetă, o să te maturizezi, o să devii adult, trebuie să faci, trebuie să boiei încolo, trebuie să iei decizii. Când el, săracul, este atât de puțin pregătit să ia decizii cu adevărat responsabile, cu adevărat care să-l reprezinte. Femeia la 25 de ani se panichează pentru că urmează, nu, se îndreaptă către 30 de ani. După care are iar o criză existențială că a ajuns la 35. După care iar are o criză existențială pentru că se îndreaptă către 40. Doamnelor, domnilor, vreau să vă spun, am primit mai multe mesaje pozitive din mai multe zone ale țării, ale lumii, mesaje din străinătate, oameni care îmi spun că se bucură foarte mult că am abordat acest subiect, chiar și din partea unor specialiști și nu puțini psihologi, specialiști din sfera psihiatriei și așa mai departe, se bucură, le-a plăcut mesajul cumva pus într-o exprimare simplă. Am căutat să nu merg foarte mult către, sau aproape deloc către denumiri sau, știu și eu, expresii, sintagme care țin strict, într-adevăr, de științele specializate, precum psihologia, psihiatria, sociologia și așa mai departe. Mă bucur, vă mulțumesc. Vă mulțumesc că ați înțeles acest lucru, mai ales acelora din domeniile de specialitate. Cred cu tărie că trebuie vorbit simplu, trebuie vorbit pe înțelesul sufletului omenesc atunci când o facem. Cred cu tărie că nu este deloc indicat să păstrăm o atitudine, oricare dintre noi, terapeut, psiholog, psihiatru, generalist, ce vreți dumneavoastră, nu trebuie să păstrăm o atitudine de aroganță până la urmă. Eu sunt specialistul, tu faci ca mine. Trebuie să recunoaștem cu toții, oricum ne-am numit noi, prin intermediul profesiei noastre, orice statut am avea de medic, indiferent de specializarea pe domeniul medical alopat pe care am avea-o, psiholog, psihiatru, trebuie să recunoaștem cu sinceritate că probabil noi toți, indiferent cine suntem și cum ne numim, la un dat al vieții am trecut printr-o sincopă psihoafectivă, am trecut printr-un blocaj, am trecut printr-o incapacitate de a accepta o anumită derulare unor evenimente din viața noastră. Ne-a ținut o zi, o săptămână, nicio problemă, dar ne-a ținut. Nu ne-a ținut luni, ani, poate nu ne-a ținut o viață, cum, din păcate, pe omul lipsit de tot acel suport dat de cunoaștere, înțelegere, îl poate ține, din păcate, mult prea mult, mult prea mult, aproape de durata unei vieți. Avem datoria pentru că suntem poate printre primii care am căzut în prăpastie și am devenit specialiști într-un domeniu sau altul, tocmai pentru că am știut să ieșim din ea, singuri sau nu, cu ajutorul strict al conceptelor memorate, asumate, sau poate chiar cu ajutorul concret fizic al cuiva, și pentru că noi înșine am experimentat ceea ce înseamnă să fii om în încercarea de a ajunge mai sus, mai sus și mai sus, poate chiar către, știu și eu, sferele divinității, avem datoria să povestim aceste lucruri cu simplitate, să vorbim despre ele cu toată sinceritatea, să ne adresăm omului de lângă noi, ca și cum ne-am adresat nouă înșine, ca și cum cel care ne privește dincolo de
sticla televizorului am fi, poate chiar noi înșine, un alter ego. Avem datoria de a fi celălalt atunci când încercăm să-l ajutăm. Trebuie să avem și bucuria, nu doar datoria. Trebuie să vedem în fiecare om pe care îl salvăm o sămânță acestei lumi, care nu trebuie să piară. O sămânță acestei lumi pentru care să facem tot ce ne stă în putință să înflorească, să devină, să crească, să cunoască, să simtă, să înțeleagă, să accepte, să-și pună întrebări, să caute răspunsuri, să identifice anume ce întrebări sunt corecte. Răspunsurile sunt la fel. Avem datoria de a practica maieutica, dacă vreți, în termeni stricți de specialitate, acea știință care determină interlocutor, conștientizarea faptului că deține, de fapt, toate răspunsurile pe care credea că nici nu le deține, pentru că oricum nici nu-și pusese probabil întrebările corecte. Maieutica, această știință, vine să îl determine pe om să gândească. Alte științe precum NLP-ul. Înainte de NLP a fost de mii de ani simpla vorbire cu Dumnezeu. Mai multe științe, definiții, teorii, ipoteze, concluzii, practică, fenomenologie, au dus către construcția acestei științe de niște ani încoace numită NLP. Aveam, înainte avem și vom avea mereu, sacroterapia, bunul simț intelectual, bunul simț spiritual. Am avut, avem și vom avea întotdeauna o inimă în piept care bate, o minte care raționează după propriile mecanisme, iar datoria fiecărui dintre noi conform, specialist sau om simplu, conform întregii cunoașteri care a existat vreodată pe această planetă, străveche, antică, preistorică, medievală, contemporană, modernă. Să știți că adevărurile fundamentale nu vor pieri nicicând, ci vor sta întotdeauna la baza unicului adevăr. Că pentru a fi în viață cu adevărat, trebuie să fii în viață. Adică, gândurile, emoțiile, sentimentele, acțiunile, atitudinile, speranțele, aspirațiile, proiectele trebuie să ajungă la un punct convergent cu legile Universului. Anume că pentru a fi viu lăuntric, trebuie să-ți dorești acest lucru. Anume că pentru a-ți dori, trebuie să ai intenție și voință. Anume că pentru a-ți exersa intenția și voința, trebuie să conștientizezi că oricum o faci. Dar să o faci conștient. Să nu dai curs primelor impulsuri, gânduri, emoții negative, spaime, frici. Am 30, am 29, am 37 de ani, am 42, am 69. E o cifră căreia tu i-ai dat curs, culmea și viață, aproape că ai personificat aceste cifre în tine, dând curs unei anomalii, unei bizarerii, unei monstruozități care subsumează o serie de gânduri precum ce am spus adineauri, am atât, sunt așa, am meseria cu tare, invariabil de la aceste etichetări, comparații și așa mai departe. Ar dura prea mult. Probabil că ar trebui ca fiecare emisiune să dureze minim 3 ore ca să vă port prin istoria umanității în sensul, nu istoria războaielor, nu istoria inventicii, nu istoria felului în care omul a acționat asupra naturii exterioare. Ci mi-ar place și mi-aș dori să cred că v-ar place și neasă într-o bună zi să vă fac un scurt istoric despre ceea ce se știe,
ceea ce încă doar se crede, se bănuiește, este doar în stadiu de ipoteză și totuși ipotezele adesea s-au dovedit a fi în esență s-a dovedit a sta la baza unor adevăruri. Mi-aș dori tare mult să înțelegeți că venim dintr-o perioadă a istoriei acestei planete în care lumi s-au succedat, civilizații s-au născut și au pierit, mentalități precum era în lumea Maya, a maiașilor, unde aveam sacrificii umane de tot felul, periodic. Aș vrea să vă amintesc de multele aberații, numite tradiție uneori, mentalitate, așa se face, așa trebuie, așa ne-a fost dat din străbuni. Vedeți, noastră, acest așa a fost, așa ne-a fost dat, așa trebuie, așa se face, așa spune tradiția, așa e bine. Aceste modalități de gândire atât de preconcepute și impersonale nu au deloc de-a face și nu vor avea vreodată cu unicitatea și identitatea individuală a fiecărui membru al unei specii. În general, în particular vorbim despre om. Faptul de a da curs unor idei preconcepute provenite din spaima colectivă, în fond, ne-a fost dat să văd și noastră cu certitudine, poate nu ați conștientizat întotdeauna, cum poate să ducă la distrugeri de vieți aproape că de pe zi pe alta, mult prea rapid. Oameni care au ratat întâlniri importante în viață, oameni care au ratat întâlniri karmice, oameni care au ratat iubiri superbe, oameni care au ratat prietenii. Deopotrivă, miraculoase. Pentru că iubitul, iubita, prietenul, prietena, cunoștința, amicul, amica, nu corespundeau cererii unei alte persoane, comunității. Nu se integra, nu era validată de către acea persoană, acceptată, nu are statutul profesional, social, nu are așteptările, nu răspunde așteptărilor pe care noi le avem din punct de vedere socioeconomic de la această persoană, nu are aia, nu are aia, nu are elaltă. Acest gen de aberații comportamentale care derivă dintr-o gândire adesea perdantă, să știți că a făcut posibil și Holocaustul, a făcut posibilă existența unei societăți inechitabilă de-a lungul multor secole, în care unii au avut, din punct de vedere material, poate nefiresc de mult, alții deloc. În care cei care au avut n-au susținut pe cei care nu au avut, în care ignoranța de aici, din această zonă, s-a adâncit în chip monstruos. Aici s-a întâmplat la fel, doar că deținând o putere socioeconomică, aceștia și-au permis să dicteze destinele mulțimilor. Unii dintre ei sunt oameni excepționali, dar nu sunt mulți. Cei mai mulți nu spun că ar conștientiza, că din câte am observat, chiar mulți nu conștientizează. Sunt atât de obișnuiți să aibă, să dețină, să coordoneze, să dea o direcție comunității, comunităților. Să dea, nu, cum spunem mai nou, acel trend în modă, în literatură, în muzică, încât probabil acelora care vieții de ei n-au fost obișnuiți să fie liderii nimănui vreodată. Lider acceptat mutual prin iubire, prin respect, prin faptul că cineva achesează la valorile de viață ale unei alte ființe. Automat, implicit,
devii un fel de lider, de om care ești urmat, ești întrebat, ți se cer sfaturi și așa mai departe. Pentru un om, din păcate, lipsit de această experiență a respectului și a faptului că alții te pot urma, dar cu dorința firească de a urma la rândul lui pe cineva, în speranța că se ridică social, profesional și așa mai departe, economic, să știți că a dus în rândul mulțimilor la un soi de orbire. Cum apare, știu și eu, o vedetă într-un domeniu, un nume răsunător, răsunător pentru că știm bine cum funcționează în ziua de astăzi publicitatea personală sau care ține de produse, de evenimente. Știm bine, concurența este neloială. Oricât ni s-ar explica că ar fi, este neloială. Omul simplu, neștiind toate lucrurile acestea și văzând doar strălucirea de dincolo de paravan, merge, orbește ca fluturele la bec și ca atâtea alte insecte care se îndreaptă către o lumină strălucitoare, nu, în dorința de a găsi o viață lipsită de griji, mai bună. Această lumină falsă, ipocrită, pe care ne-o prezintă societatea, cred, nu știu, de prea mult timp, aproape că îmi vine să spun dintotdeauna, deși nu este așa, a dus unde a dus. Fluturi și alte forme de viață, metaforizând, s-au dus către lumină și o continuă să o facă către, să o facă către această falsă lumină. La fel se întâmplă cu ființa umană, nu doar în privința alegerilor în muzică, modă, ce vreți noastră. La fel se întâmplă și în materie de și în privința alegerilor care țin de suflet, mental, proiecte care țin de această zonă. Oamenii se duc către ceea ce se duc aproape orbește, către ceea ce nici măcar nu sunt visele lor, către un vis al mulțimilor, dacă vreți, fracționat, devenit secvențial în milioane și miliarde de secvențe. Repet, am spus-o și în emisiunea trecută și o repet, chiar credeți că ne-am născut, suntem producție de serie și doar atât? Chiar credeți că indivizii umani sau indivizii aparținând altor specii vin pe lume așa într-o infernală producție de serie în care fiecare și toți la un loc, fără excepție, trebuie să împlinească și să ducă la manifestare aceleași lucruri? Idei? Și așa mai departe. Oameni buni, dacă ar fi fost așa, se nășteau maxim 1 milion de exemplare în fiecare specie, suficient cât să reproducă specia, să aranjeze puțin lucrurile pe pământ, să întrețină ecosistemul, veriga dintre și dintre, și cu asta basta. Ei bine, nu. Ei bine, nu. Nu numai că ar fi fost puțini, ar fi fost identici, adică de ce să-i faci diferiți? Diferențele înseamnă diversitate. Diversitatea înseamnă programe diferite. Faptul că un om e blond, altul e brunet, altul este mic, altul este înalt, altul este gras, altul este slab, altul este japonez, altul este rus, altul este român, altul este american. Nu vă pune pe gânduri? Faptul că avem misiuni până la împlinirea celei mai importante misiuni a ființelor care se nasc pe această planetă și nu numai, vă readuc aminte să unim toate structurile care ne compun într-o aceeași frecvență, să atingem starea de sintonie sau în creștinism, cum frumos se spune, de sfințenie. Adică să ne umplem de harurile Duhului Sfânt, ce e în minte să fie și în suflet, ce este în acestea două în trup, ce este în acestea să reprezinte, să reflecte
coborârea în materia valorilor spiritului. Și anume toate aceste structuri fizice și semifizice, suflet, mental, trup, spirit, devenind una în frecvență, ne dau sintonia, ne dau punctul convergent care, la rândul lui, conectează la veșnicia, fericirea, sănătatea, viața fără de moarte, tinerețea fără de bătrânețe, care nu sunt doar metafore, reprezintă dorinți conștiente sau inconștiente, subconștiente, abia intuite, aparent instinctive adesea, ca un instinct, că dacă întrebi oamenii de ce vor să trăiască atât, veți vedea că n-au proiecte, vor să trăiască. Sau îți dau niște motivații, cel puțin superficiale. Ei bine, pornind de la criza femeii la 40 de ani, mergând mai departe la criza prin care omul trece în general, și când e copil, și la adolescență, și când îi se urlă toată ziua că o să-ți iei majoratul, nu vezi că ești tu nimic, vai de capul tău, apare un șoc, apare o criză, apare o panică a tânărului și poate să ia decizii greșite și o face de prea multe ori, pentru că să facă ceva, numai să scape de reproșurile și criticile familiei. Momentul în care în mod special discutam, vorbeam, vă prezentam, încercam să vă prezint situația femeii în jurul vârstei de 40 de ani. Din păcate, când aceasta ajunge în jurul vârstei de, oricum, peste 30 și, să spunem, 5, se deblochează niște programe, intră din latență în dinamică, am spune în medicina energetică. Nu numai că se pot cupla frecvențe, informații, programe cu alte vieți anterioare, se deblochează programele existente în egregor, devin active în persoană. Irațional, nefundamentat, îmi cer iertare pentru ceea ce voi spune, vă rog să mă iertați, nu o spun ca un reproș, ăsta e sentimentul pe care l-am trăit de prea multe ori. Aproape grotesc, Mi s-a părut grotesc ca o ființă să ajungă în situația de a nu-și mai controla spaimele, proiecțiile negative și obsesiile efectiv diabolice. N-am mai la alta, am atâta, îmbătrânesc. Ho, ține cai! Mai ai până să îmbătrânești, dar ai îmbătrânit aici. Aici mori, te stingi, ești în sincopă, ai convulsii. Ai convulsii. Oprește-te. Mai ai o zi, mai ai o săptămână, mai ai o lună, mai ai un an, mai ai o decadă, mai ai două decade cel puțin până să îmbătrânești. De ce sari peste niște etape firești? De ce te duci cu mintea unde nu ți-e trupul? Grotesc mi s-a părut. Să intri în panică, am văzut și la bărbați, dar mai puțini, dar mai ales la femei, vai, prietena, fosta colegă, vecina, pe rețeaua de socializare, am văzut că fosta colegă, colega de serviciu, mama, verișoara, e măritată, are copii, face, drege, are mașină, vai, ce serviciu are, uite unde a fost, așa, și... De ce vrei să furi destinul altor ființe? De ce vrei să te insinuezi în destinul acelor făpturi? De ce tinzi către a dezvolta patologii urâte, handicapante pentru tine și pentru cei din jurul tău? Îi pui în imposibilitatea de a mai crea o unitate cu tine. În spirit, în suflet, prin intermediul prieteniei, a iubirii, a înrudirii. De ce pui pe fugă pe toată lumea din viața ta? Pentru că tu tocmai te afli într-o criză depresivă că ai făcut 38 de ani, 37, 42, 45. Să fii sănătoasă. Perfect sănătoasă, lucidă, conștientă, în prezența deplină a liberului tău arbitru pe care să-l folosești cum se cuvine
să se manifeste în tine de plin capabilitățile sinelui superior și să te detașezi, Doamnă, să te detașezi de această sublimă vârstă. 35, 40, 60. Fiecare vârstă este o binecuvântare. Pentru că tu adaugi vieții tale un an. Vezi, mentalitatea în general este: vai, am mai îmbătrânit cu un an. Nu, ai îmbătrânit pentru că ai vrut. Puteai să mai întinerești la propriu cu un an. Pentru că, vă explic, vreau să înțelegeți, să nu spuneți că bat câmpii. De la an la an, nu de la an la an, de la zi la zi, de la săptămână la săptămână, de la lună la lună, de la an la an, de la... și așa mai departe, fiecare dintre noi ar trebui să cunoaștem mai mult, mai frumos, mai bine, să devenim tot mai capabili să aplicăm învățăturile luminatei înțelepciuni, a luminatei învățături, astfel încât balastul biologic din care am făcut inchizitorul vieții noastre, vârsta, oameni buni, doamnelor, scăpați de acest gardian, scăpați de această obsesie, scăpați de această manie, scăpați de acest chinuitor și schingiuitor care vă schilodește sufletul, îmbrăcat în vest, Doamne, justificata, inserată în mental teama vârstei. Este un inchizitor, este un abuzator, vă distruge, vă îngenunchează, vă fură fiecare picătură de viață. Mi s-a întâmplat și anul trecut și acum 2 ani și mă mai întreabă câte cineva, câți ani ai făcut? Vă rog să mă credeți, pic pe gânduri, întâi calculă, n-am timp să mă gândesc câți ani am făcut. Eu am doar timp să mă gândesc ce am făcut cu anii mei, ce fac cu fiecare zi. Evident că îmi dau seama într-o fracțiune de secundă, zic, a, atâta. Dar nu este un răspuns automat. Nu mă apasă, nu mă... Înainte să împlinesc 30 de ani, cu vreo un an, doi, mama mea îmi tot repeta, e, o să vezi tu, o să... Dom'le, am așteptat cu emoție. Stăteam, zic, mă, dar nu se întâmplă nimic. O să vezi tu, să vezi, femeia la 30 de ani, Balzac. Am citit, da, interesant, frumos scris, foarte plin de sintagme, exprimări, o stilistică superbă, bun autor, da? Nu mă regăseam. Am așteptat și în dimineața în care am împlinit 30 de ani, mi-am făcut o cafea, am prins o țigară, zic, mă, să-mi fie rușine, chiar nu am o, nu știu, o ceva, o depresie, o spaimă, o... Picat așa pe gânduri, mi-am făcut, ca și cu o zi înainte, am făcut așa, zic, băi, eu n-am ce face. Zic, ce fac eu aici? Chiar vreau să-mi induc o stare de... N-o simțeam, parcă mă chinuiam să simt așa o frică, o spaimă că am făcut 30. Mi se repeta, de acum te îndrepți către 40. Așa, și? Și dacă ies pe stradă, mă îndrept către, la un moment dat, stația de metro, stația de autobuz, dar de mine depinde să ajung acolo sau nu. În felul în care eu vreau să ajung sau nu să ajung, adică sunt atâtea variabile, nu înțelegeam această sentință. Să vezi tu, nu vă mai spun înainte de împlini 18 ani ce mi-a fost dat să aud, o să vezi, o să se întâmple, o să faci, să vezi cum intri în viață, la 25 de ani la fel, la 30. Doamnele mele, am avut această mare problemă, că n-am avut această problemă. Nu înțelegeam, sunt eu, nu funcționez cum trebuie, chiar nu este un pic de jenă să n-am o depresie, să nu... Ceva acolo, să fiu și eu în rândul lumii, hopa! M-am surprins gândind, verbalizând cuvinte care nu mi-aparțineau. Zic, stai mă, deci eu aș vrea... Adică stai, ce a fost propoziția asta? Adică eu îmi reproșam mie că n-am nicio suferință, zic, mai am vreo nesimțire afectivă de care nu... până acum nu am fost conștientă, am o împietrire sufletească,
am un soi de retard mental, nu funcționează sistemele fizice cum trebuie, nu comunică semnalul SNC-SNP, nu ajung stimuli neurotransmițătorii. Am luat-o în toate felurile și mi-am dat seama că m-a binecuvântat Dumnezeu, că m-am născut, efectiv m-am născut, înainte să cunosc, înainte să învăț a scrie, a citi, clasa întâi, ai grijă, mi se spunea. Pe mine m-a traumatizat clasa întâi, vă rog să mă credeți. Mi-aduc aminte cu câteva zile, o săptămână. Vă dau aceste exemple pentru că cu certitudine cu toții am trecut prin aceste lucruri și să știți că și-au pus amprenta îngrozitor asupra anumitor oameni. Bun, înainte de a intra în clasa întâi, deci aproape că tremuram ca varga. Mi se spuseseră atâtea lucruri, că o să faci, că o să ai, că învățătoare, că o să ai colegi, că o să ai aia, că să ai grijă, că să faci. Încât eu mai mult am chiulit în clasa întâi. Nu puteam să stau la școală, nu puteam, deci așteptam să se întâmple tot ce mi se spusese acasă. O să te certi, o să-ți dea notă mică, o să ne cheme la ședință, vezi că la școală nu e, că până acum să faci tu ce... Dumnezeu. Deja aveam așa o viziune, unde mă duc, de ce mă duc acolo, dar de ce părinții mei îmi fac una ca asta. Drumul până la școală, n-am să-l uit, prima zi de școală, clasa întâi, n-am să-l uit. Și am văzut acea mulțime de oameni, câțiva, maturi li se spunea, vorbeau rece, distant, neutru. Bine, nu gândeam cu cuvintele astea, mi-am tradus peste ani ce a simțit copilul. Un nefiresc, că ceva e nefiresc în acea atmosferă, că deja este o dorință a celor maturi de a stăpâni, fie și prin simpla lor prezență, pe cei mici, care nu se puteau opune în niciun fel, de a le fi superiori, de a-i domina. N-am gândit cu cuvintele, dar simțeam nefirescul. Că dacă ei într-adevăr sunt maturi și ei sunt mamă și tată la ei acasă și ei au probabil, știu și eu, cresc ființe, mă gândeam, zic, Doamne, dar oriunde te duci la școală, acum la școală, mă rog, până acum acasă, anii care au urmat, zic, Doamne, dar unde te duci, numai reguli, numai așa zisă educație, totul prin coerciție, prin impunere, prin acest nesfârșit impersonal, așa se face, așa trebuie, numai proiecții, mi-am spus mai târziu când am dobândit vocabular, zic, domnule, numai proiecții, las că o să vezi, las că o să fie, las că o să... ce știi tu, o să ajungi tu la 30 de ani, o să ajungi tu la 25. Și? O să ai 40, o să vezi tu când o să ieși la pensie. O să văd. Vrei să văd de acum? Vrei să știu de acum? Lasă-mă și pe tine să învăț. Lasă-mă să mă împiedic. Lasă-mă să mă ridic. Lasă-mă să... Dom'le, nu în cel mai, știu și eu, neplăcut mod. Dar lasă-mă și pe mine să exist cu măcar câteva greșeli. Lasă-mă și pe mine să am o mică inconștiență. Lasă-mă și pe mine să... Îmi fac eu o idee despre cum ar trebui să fie. Mă îngroziseră atât de tare cu ideea de vârstă, de o să vezi 40, 30, 25, încât la un moment dat, îmi aduc aminte, vorbeam cu niște colegi de școală în jurul vârstei de 12-13 ani, zic, bă, decât să ajung la 40 de ani, mai bine mor. Atât de bătrân, adică, băi, tu stai seama. Bine, noi vorbeam, nu luasem încă o hotărâre că o să murim la 30 sau 40 de ani, dar mă gândeam, mi se păreau, îmi cer iertare față de părinții mei, efectiv îmi cer iertare, mi se păreau că au probleme grave. Orice vârstă, orice zi, orice, niște oameni excepționali, culmea, de o cunoaștere, aveau o problemă cu existența. O să vezi, o să fie, vă repet, mă trag dintr-o familie cu și de mii de diplome. N-a contat. Spaimele, egregorul, mentalul colectiv i-a căpușat. O să vezi, o să fie, o să dreagă. N-am înțeles, vă mai... Dacă îmi permiteți, vă mărturisesc un lucru. Eu am tot întrebat în familie.
Tatăl meu a colaborat îndeaproape cu Henri Coandă. A lucrat pe niște formule, idei. La noi abia 5.000 de ani mai târziu s-a auzit de fizică cuantică și alte lucruri în societate, în general. Eu auzisem, se vorbeau, ascultam lucruri în familie pe care abia cât de câțiva ani le aud și le citesc în alte părți. Nu înțelegeam, nu înțeleg ceva, erau scindare, era ceva schizoid în situație. Omul ăsta, mă gândeam la tatăl meu, aveam 15 ani, 16, 18, mă, nu, ceva îmi scăpa. Nu înțelegeam, lucrezi într-un domeniu atât de, până la urmă, tainic, aproape ocult, într-o societate în care oricum a ocultat adevărul și adevăratele potențe ale ființei umane. Ai ajuns la anumite adevăruri pe care le-ai adus în manifestare, ai făcut posibile, ai fost mâna dreaptă a unui om care trebuia să aducă motorul cu aburi, lucra cu Ceaușescu, te duceai, făceai, ai lucrat și în pericol, și în mister, și într-o zonă futuristă, nu înțeleg. Nu înțeleg, ai cumva ai trăit viitorul cu mult înainte și totuși bestia asta de că așa l-am întrebat pe tatăl meu, bestia asta de așa are un chip hâd egregorul, mentalul colectiv, zic, și pe tine te-a luat în stăpânire, nu faci decât să-mi servești platitudini, idei aproape delirante, spaime iraționale de un patologic greu de definit, de explicat și de tratat. Eu îi spuneam Geo, îi spuneam pe nume Geo, hai să bem o cafea și hai să discutăm un pic, te rog din suflet, începând de azi încetează să-mi servezi, mai mâine mai să-mi spui, mai trec 3 zile și o să-mi spui, o să vezi cum o să fie în sicriu, lasă-mă să văd cum o să fie în sicriu, nu trebuie să-mi, adică, sau măcar proiectează ceva frumos pe ideea de sicriu, de moarte, de mormântare, de ce totul trebuie înveșmântat în ceva întunecat, o să vezi la 20 de ani, o să vezi la 30 de ani, o să vezi la 40 de ani, o să vezi tu cum e la bătrânețe. Numai, deci simțeam că, măi omule, măi Joe, lasă-mă și pe mine să trăiesc, nu mi-ai vorbit decât de o să vezi, o să, lasă-mă și pe mine să încerc să trăiesc, mai îmbătrânit emoțional, mai obnubilat mental, mă lupt cu tot ce ați încercat să-mi... Sunteți minunați. Eu vă înțeleg dorința de a mă proteja. Dar m-ați făcut... Eu cred că am murit de mult în viziunea voastră. Adică, de când eram copil, o să vezi cum e la clasa întâi. Pe urmă o să vezi cum... când am trecut din din a 8-a, în a 9-a, o să vezi de acum. Nu să mai ai doar... mă rog, nu știu, o dirigintă, o să vezi la liceu, e altfel, la, nu o dirigintă, mă rog, o să ai mult mai mulți profesori, mult mai multe materii. Eu fiind un spirit mai rebel, mai să caut, să, dacă auzeam ceva la școală, stăteam și mă gândeam dacă e așa, adică nu preluam lucrul respectiv doar pentru că mi l-a spus un om care se află în fața mea și se numește profesor. Ok, nicio problemă, dar tu de unde vii? Tu de unde ai învățat lucrurile alea? Ce îmi poți demonstra practic? Pentru că una îmi spunea la ore, alta vedeam pe hol sau treceam pe lângă cancelarie câteodată și auzeam niște discuții, îmi pare rău, îmi cer iertare, între acei educatori care, zău, nu mi se părea că lor le-ar face cinste și că i-ar credita cumva să predea la clase. Mă punea pe gânduri. Mă punea pe gânduri și așa am început să-mi pun tot mai multe întrebări și așa aveam multe. Bă, ceva nu e în regulă cu societatea asta, ceva nu se îmbină deloc, nu că nu se îmbină, e ceva nu merge. Nu se poate să fii un om în clasă, un om în cancelarie, un om pe stradă, un om în autobuz, probabil un om acasă, nu, e ceva în regulă, nu obosești? Bun, odată, o primă întrebare. O prima întrebare, nu obosești? O a doua întrebare, de ce te gândești mereu la ce va fi, proiectând asupra ceea ce va fi enormități, coșmaruri? Oameni buni, haideți să proiectăm. Uite, o idee aparent delirantă, halucinantă, da? Ce-ar fi să nu mor în viața asta? Ce-ar fi să mă înalț așa, să vină, pac, slava lui Dumnezeu, cum spune în Biblie? Ce-ar fi să experimentez sfințenia? Ce-ar fi să
De ce nu? Hai să încerc. Poate voi cădea de 1000 de ori, poate voi cădea o dată și pentru totdeauna, poate niciodată, poate doar de 100 de ori. Dar de ce nu? De ce să nu încerc? De ce toate proiecțiile mentale ale individului uman și ale comunității umane sunt patologice, încărcate de o negativitate și de o... Sunt întrebări pe care mi le-am pus de la un moment dat al vieții mele. Am împietrit copil fiind, cred că n-am avut gânduri. Copil fiind, m-am bănuit familia, doctori, controle, am fost un copil suspectat de autism. Da, vă mărturisesc că, știi, mi-aduc aminte că am tăcut cu lunile și anii. Nu mă regăseam în o să vezi, o să faci, vino, du-te, ce cauți acolo, treci acolo, mișcă, de ce te-ai dus acolo? Ți-am spus să faci aia. Mi-am spus, Doamne, dacă nu există, inventez eu, nu se poate, ce e asta? Adică, ok, am înțeles că m-am născut din părinții mei. Ok, m-am născut, cresc, merg la școală, timpul o să treacă, o să văd eu la 25, 40, 60 de ani, ok, o să văd. Bun, dar de ce m-am născut totuși? Să aud numai calamități, să văd numai calamități, să... Proiecții negative, înțelegeți, eu așa am evoluat. Înțelegeți că mi-am pus întrebări, înțelegeți că mi-am pus întrebări și vă rog și vă invit și insist spre binele și spre sănătatea destinului personal să vă puneți întrebări. O să remarcați, spre exemplu, că în societatea românească marea majoritate a unor sunt profeți. Mai în glumă, mai în serios. O să vezi tu. E, dacă îți spun eu, nu te duce să faci cu tăi, dacă îți spun că așa o să iasă. Românul e profet, cu ghilimele de rigoare și îmi pare rău, în sensul ironic deja intuit de dumneavoastră. Domnule, da, suntem un neam aparte. Suntem un neam aparte, avem ceva, într-adevăr, avem ceva indiscutabil. Avem o intuiție foarte puternică, avem presentimente, avem... Nu contest acest lucru. Neamul românesc are ceva aparte. Am fost și eu în mai multe țări, ca mulți dintre dumneavoastră, ne-am întâlnit acel spirit românesc cu toate păcatele lui, lașitățile, renunțările. Avem ceva de geniu, incontestabil. Dar atenție, că geniul acela pozitiv la un dat poate deveni geniu malefic. Și ne-am cam îndreptat ca mentalitate, gândire, percepție, atitudini, aspirații, ne-am cam îndreptat și ne cam îndreptăm deja de prea mulți ani către a deveni o enclavă de genii malefice. Nu știu, când mă plimbam în plină ploaie, când a plouat acum câteva săptămâni și a și plouat cu tunete, cu fulgere, umbrela, sună telefonul, ce faci? Uite, mă duc spre casă, mă întreabă persoana, păi, mergi mai repede, că Doamne ferește, uite ce e afară, te lovește tunetul, zic, bine, hai. Hai că vorbim când ajung acasă. Proiecția. Zic, nu mă trăznește nimic, pentru că nu vreau să mă trăznească. Și dacă totuși se întâmplă lucrul ăla și eu nu l-am vrut, înseamnă că așa a fost să fie. Hai că vorbim, te rog, lasă-mă că îmi dai o stare proastă. O să trăznească, o să ți se întâmple, îți cade copacul în cap, bineînțeles că nu s-a întâmplat nimic. Oameni buni, tună, fulgeră, trecanii, pierdem autobuzul, ne pleacă din față garnitura de metrou. Nu mai proiectați negativități. Înseamnă că probabil așa a fost să fie, mai mult ca sigur. Poate ați pierdut o garnitură de metrou, un autobuz. Doamnelor, poate nu v-ați măritat până la 40, 50, 60 de ani. Cine știe ce se întâmpla? De ce credeți că dacă v-ați fi măritat, ați fi descoperit Shambhala? De ce credeți că ați fi devenit Dalai Lama în propria familie și copilul un bodhisattva fără excepție? De ce nu vă gândiți că poate familia vă era contraindicată? De ce nu vă gândiți că poate nu vă era dat în această viață să aveți familie? De ce nu încercați să vedeți dincolo de ceea ce se vede? De ce vă năpustiți în întuneric precum copilul în tort? Întunericul negării, întunericul depresiei, întunericul neacceptării, întunericul înfrângerii și auto-înfrângerii, auto-etichetării, parcă auto-blestemului de sine. Am întâlnit idei și propoziții de genul, dacă n-am avut, nici să n-am până la vârsta asta, că n-am avut familie, înseamnă că ceva nu e în regulă cu mine, nici nu mai vreau relație, nici mai vreau aia, nici mai vreau... Hello!
hello, familia poate să vină sau nu, dar tu nu te-ai născut pentru o idee. Tu te-ai născut pentru mai multe adevăruri pe care trebuie să le unifici într-unul singur și să te îndrepți către împlinirea ta ca spirit. Familia e o treaptă. Unii procrează fizic, alții procrează strict spiritual, alții intelectual, alții datorită unei manualități deosebite lasă în urmă copii de culoare pe pânze, numite picturi, alții lasă o invenție deosebită, alții, doamnelor, vă repet, nu toată lumea în același timp, în aceeași viață, nu toate spiritele au același destin când vin la întrupare. Chiar dacă veți vedea că toată lumea din jurul dumneavoastră a făcut, s-a căsătorit, măritat, a făcut copii, nu intrați în depresie, dimpotrivă. De ce nu încercați să aveți și bunul obicei de a proiecta idei precum, domnule, înseamnă că eu am un destin special. Neavând familia, mai mult timp liber. Oare e posibil ca destinul meu să fie altul? Deci eu nu am familie. Ok, sunt, vezi, doamne, o persoană singură, dar stai că lucrurile trebuie să rămână așa. Poate mă pot îndrepta către o activitate voluntară sau nu, specializată de la început sau nu, poate doar ulterior, care să mă situeze într-o mare de oameni și să-mi fac o multitudine de prieteni și poate prin intrarea în comunitate și abordarea altfel a comunității, nu doar prin intermediul, cum să vă spun, imediatei uniri fizice dintre doi oameni, să obțineți omulețul pe care îl doriți. S-ar putea să obțineți omulețul ăla și pe cineva, bărbatul, femeia, să deveniți o familie și altfel. Cunosc oameni care au fost în diverse misiuni în lume, s-au întors, s-au adoptat copii, sunt, cunosc oameni care, oameni buni, vanitatea vă va îngenunchea și vă va distruge până la final, care va fi cu mult înainte de adevărata destinație. Aș vrea ca doamnele care am observat, să știți că în România are foarte mulți oameni în general frumoși, femei, chiar și bărbați, n-am să dau nume, în alte state cu greu te uiți, cu greu te uiți să întâlnești cu adevărat un individ uman cu adevărat estetic, plăcut vederii, să zici, domnule, da, e un om frumos. Nu dau nume. Știți foarte bine că și dumneavoastră ați fost, ați văzut sau ați auzit, vi s-a povestit. Sunt state în Europa în care nu e frumusețea, nu e cum e la noi pe toate drumurile. N-am văzut depresii, n-am văzut cum să vă spun, distrugeri cum e la noi. E obositor, este nefiresc. Este o sfidare la adresa divinității. În loc să te bucuri, să vezi lucrurile altfel. Dom'le, poate nu m-am măritat în cazul femei, în cazul bărbatului, poate nu m-am căsătorit că pentru mine era un alt plan pe care eu încă nu l-am văzut, nu l-am intuit. Ia să-mi fac timp pentru asta, măcar câteva luni. Mai citesc o carte, mai spun o rugăciune, îmi caut un preot duhovnic, poate îmi fac niște prieteni, ies mai des în lume, mă duc la un pub, mă duc la un teatru, mă prind cu o barcă într-un parc precum frumosul parc Cismigiu din orașul nostru. Hai să încerc să fac o baie de mulțime, să merg printre oameni. Mă duc, beau o cafea la o cafenea, cine știe, poate întâlnesc un cunoscut, revăd persoană pe care n-am văzut-o de mult. Oameni buni, ieșiți din casă, faceți-vă timp pentru a ieși, pentru a vă mișca, pentru a observa, pentru a simți, pentru a vedea, pentru a cunoaște, pentru a întâlni, pentru a da posibilitatea Universului să se întâmple și în viața dumneavoastră, Universului și infinitului de posibilități. Plimbați-vă, intrați într-o librărie, mai lăsați-vă deoparte, mai puneți-vă deoparte, exact cum puneți un lucru de lucrurile pe care le-ați folosit iarna, le puneți deoparte vara, mai puneți din când în când deoparte obsesiile, maniile, fixațiile, mai dați-vă puțină liniște, mai lăsați-vă să vă odihniți. Gândiți-vă de mâine, de mâine o săptămână, două, nici nu vreau să aud de gândurile acelea care îmi repetă, ești așa, ești pe dincolo, n-ai făcut aia, nu ești în stare, alții au, piei satanul. Piei satanul, pe scris este, Domnului Dumnezeului tău să te închini și lui singur să-i slujești.
Părintele Ilarion Argatu ne învăța: când vrem să scăpăm de ispite grele și obsesii diabolice și așa mai departe, să spunem de trei ori la rând ce ați auzit adineori: piei satanul, că scris este Domnului Dumnezeului tău să te închini și lui singur să-i slujești. Piei satanul. Pentru că vă spun că orice gând repetat până la obsesie este o acțiune diabolică, externă, exogenă, care devine endogenă pentru că se inserează prin biocâmpul dumneavoastră în mental și suflet, aproape că devine parte a fiecarei celule din organismul dumneavoastră, vă ia în stăpânire, să știți că și ideile pot lua în posesiune, pot poseda mentaluri. Bine, prin intermediul entității care le dirigează și le coordonează. Oamenii pot fi posedați de idei, de concepte, de ființe nevăzute sau chiar de ființe văzute. Spiritul unei mame care e deosebit de puternic, dar ancorat în negativ, negativitate, energiile întunericului, pot poseda aceste energii ale unei mame extraordinar de posesive, spre exemplu, ale unui tată, pot poseda o ființă vie, întrupată, încă de când este în viață. Remarcați și în relația dintre respectivele persoane cum cea care este mai puternică pe întuneric posedă vizibil pe cealaltă doar dintr-o privire și cealaltă face ce vrea. Da? Nu vă mai lăsați posedați de idei. Știți, se spunea că după Dumnezeu, spunea un mare inițiat în ale creștinismului și nu numai, întâlnim și în Sfintele Scripturi spus faptul că după Dumnezeu necuratul este cel mai mare medic din lume, cel mai mare înțelept, un filozof nemai întâlnit vreodată, este capabil această forță a întunericului, îi cunoaște atât de bine toate vulnerabilitățile, mecanismele funcționale, structurile, programele, așteptările, înfrângerile, neiertările, neacceptările, atât de bine îi cunoaște viața și universul interior al ființei umane, încât știe cum să-i inducă printr-o logică imbatabilă, imbatabilă, că aici este furia demonului. Structurată și substructurată și suprastructurată pe o logică imbatabilă, imbatabilă. Și vedeți că logica rațională, de tip kantian, rațiune pură, este non-specifică divinității, pentru că adevărata logică este a inimii, adevărata inteligență este emoțională. Inteligența rațională ar trebui să se supună întotdeauna și fără excepție inteligenței emoționale, atunci când inteligența emoțională se află și ea în prezența unui suflet cât de cât purificat și luminat. N-am spus că trebuie mâine să deveniți sfinți, dar veți deveni, cu toții vom deveni, cândva, poate peste o viață, 5, 10, da? Încetați cu sintagme de genul profund malefice: sunt doar un om. Nu sunteți doar un om, niciun dintre noi suntem doar un om, niciun câine nu e doar un câine, niciun copac nu e doar un copac. Fiecare dintre noi și râul, duhul apei, duhul lemnului, duhul florii, duhul omului, duhul soarelui, duhurile naturii și așa mai departe, toate sunt duhuri binecuvântate și care provin din esența divină, din esența harurilor Duhului Sfânt. Să știți că nu există doar Duh Sfânt. Există Duh Sfânt, există viață, există haruri și nu există doar eu sunt doar un biet om. Nu, nu, nu. Astea sunt scuze în fața propriei conștiințe, în fața celorlalți, da? Nu există sunt doar un om. Nu, nu, nu. Sunt o creație incredibilă. Habar n-am de unde vin și unde mă duc. Nu, este incredibil ce mi se întâmplă. Sunt un mister și pentru mine. Și sper să nu se sfârșească viața fiind doar un mister. Viața mea interioară, mentală, sufletească, trupească, celulară, structurală, cum vreți, din toate punctele de vedere, încă e un mister și pentru cei mai mari specialiști din lume. No, cum zice Ardelen, no fer, Doamne, no, pe cine sunt eu atunci să pun capăt vieții mele interioare, să mă arunc în cea mai adâncă depresie, vă spun. Văd tot mai mulți oameni, femei, bărbați, ajungi la 35-40 de ani, Doamne, se aruncă în depresie, vă spun, ca și copilul întors și înghețată. Trebuie să punem, nu ar trebui cumva, dacă vreți, să punem anumite semnalizatoare sociale, nu vă aruncați în depresie, pe aici nu se trece.
luați-o la dreapta că e un gând bun, luați-o așa că s-ar putea să dați de o întâmplare minunată. Pe altă stradă ar trebui scris, aici nu se gândește, aici doar se simte. Vă spun, m-am gândit foarte mult, e un soi de spălare a mentalului uman, individual și colectiv, incredibil de profundă. De când suntem mici, ni se spune, o să vezi, o să faci, nu se face așa, du-te, de ce ai făcut vino, stai, cum... Hello, time out. Sau spun eu altfel. E traumatizant. Este traumatizant de când suntem mici, aia se face, aia nu se face. De ce te-ai dus, de ce ai făcut vino, încoace, ai să vezi, las că o să... Hello, 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 lăsați-mă și să simt și să trăiesc. Dați-mi o șansă să încerc și eu să simt dacă lucrurile pe care mi le spuneți sunt adevărate. Lăsați-mă și pe mine să verific. Păi ce, n-ai încredere? Dar nu e vorba de încredere sau neîncredere. E vorba de percepție. Poate tu ai perceput un pic modificat. Pentru că spaimele, fricile se inserează în tine, în fiecare gând, virgulă, în fiecare viziune personală pe care o ai și devine o proiecție malefică. Nu pot să cred că toate profețiile, am dat chiar îi spuneam mamei mele, zic, cum se face, tu chiar nu spui întrebări, că uite, am zis în situația cu tare, cu tare, cu tare, îmi povestea diverse evenimente și așa a fost. Zic, ok, dar poate tu n-ai fost într-o stare de profeție în acele clipe, poate ai fost într-o stare de precondiționare și ai fost doar un manifestator energetic. Te-ai gândit vreodată că profețiile pe care tu le-ai făcut în diverse situații, la serviciu, colo, 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 nu sunt ok, poate sunt doar proiecții și ești doar un infestator energetic și un menitor, se supăra, nu puteam, nu întotdeauna puteam să avem discuții frumoase, argumentate, logice. Puneți-vă întrebări dacă proiecțiile, așteptările, culmea, negative în general, sunt totuși firești. Iubiți viața. Iubiți viața și descoperiți-o cu adevărat. Mergeți după marcajele firii, ale iubirii și ale vieții. Încercați să vedeți pe stradă și alte lucruri decât răul din voi pe care îl proiectați în afară. Nu în sensul că v-aș spune că sunteți răi. Răul ăla de care nu sunteți conștienți și care vă călăuzește orbește către proaste alegeri, încărcate de spaimă și așa mai departe. Vă mulțumesc pentru mesajele primite pe telefon, pe rețele de socializare. Aștept în continuare la noastră propuneri dacă vreți să vă mai spun câte ceva pe acest subiect. Dacă nu, la ce să sărim săptămâna viitoare? Să vă binecuvânteze Dumnezeu cu libertatea de a fi. Fiți, nu mai gândiți. Fiți, simțiți, nu stați, că n-am spus să nu gândiți deloc, dar gândiți în acord cu armonia. Trebuie să ies toate cele bune, Doamne ajută, fiți autentici și fiți în acord cu lumina. Toate cele bune.